Cea mai mare expoziție de tehnică militară s-a deschis astăzi în capitală. Armele viitorului, cele mai puternice tancuri și cele mai rapide elicoptere, sunt prezentate celor care și le doresc și le permit. Printre clienți a fost chiar ministrul apărării, care a vorbit despre cele mai recente planuri de înzestrare ale armatei române. Gerhard Ernst e la târg, are detalii. Gerhard, ce mai cumpără MAPN? Bun găsit, Daniel, bun găsit, doamnelor și domnilor. Da, acest târg e ocazia perfectă de shopping dacă ai 2% din PIB-ul României și te numești Armata Română, pentru că într-un singur loc găsești vehicule militare, găsești arme, găsești sateliți, găsești lansatoare de rachete și mai spune astăzi ministrul apărării, am vrea să cumpărăm și 2-3 submarine, doar că expozanții n-au avut suficient timp să aducă și aceste submarine. Însă avem și surprize plăcute. Pe lângă aceste elemente militare, regăsim și mașini speciale. Scrie polițai pe această mașină. E o mașină blindată care costă 1 milion de euro. Este în dotarea poliției germane și a poliției austriece. Însă, atenție, ea se va produce în câteva luni lângă Sibiu. Va fi o mașină made in România. Și spuneau posesorii acestui brevet, ar putea să scrie chiar și poliția română pe acest vehicul. Pe de altă parte, MAPN mai are o surpriză pentru români. Știți că Institutul Cantacuzino a trecut la MAPN și în scurt timp la acest institut se va produce și hrana viitorului, care aceasta o să aflați în celelalte jurnale Marca Observator. Mulțumesc frumos, Gerhard.